ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit la podcastul Pleștul nostru. Numele meu este Alicia Marin și suntem astăzi chiar în pragul olimpiadelor școlare și unul dintre cele mai importante astfel de evenimente este chiar campionatul de robotică First Tech Challenge. Astăzi eu am alături de mine pe Teodora Udroiu, liderul echipei de robotică BraveBots din Colegiul Național Mihai Viteazul, echipă care a reușit să obțină performanța maximă la regionala campionatului First Tech Challenge, obținând chiar primul premiu și calificându-se primii la etapa națională. Astfel au reușit să obțină chiar premiul Inspire 1. Bine ai venit, Teodora, în cadrul emisiunii. Bine te-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Cum ești? Cum foarte bine, foarte bine. Ne-am întors victorioși. Mă bucur foarte mult să aud acest aspect, mai ales că ați adus victoria în orașul Ploiești și ați reușit să rămâneți o echipă performantă. Să ne aducem aminte că și anul trecut ați obținut premiul Connect 1 chiar la etapa națională. Deci suntem chiar pe drumul cel bun. Orașul nostru este un oraș victorios în cadrul roboticii. Și aș vrea în primul rând să dezbatem puțin ce înseamnă campionatul de robotică. Cum anume se întâmplă meciurile, ce înseamnă tot sezonul de robotică, astfel încât cei care se uită la acest podcast să poată concret să înțeleagă. Ok. În fiecare an există o temă nouă de sezon care se dă pe 9 septembrie. Și de atunci, de pe 9 septembrie, echipele trebuie să treacă prin mai multe etape. Se dă tema de sezon, începem să construim robotul, începem să creăm evenimente pentru comunitate, ca mai apoi să participăm la diverse meciuri prin care se numesc meet-uri. După ce completăm astfel de 3 meet-uri, ne intrăm automat în regionala competiției. De acolo, primele 15 echipe se califică la națională, iar de acolo, următoarele 3 echipe se califică la mondial. Am înțeles. Și o diferență așa, astfel încât cei care se uită să înțeleagă, între campionatul de robotică și olimpiadele clasice, olimpiadele școlare, de exemplu, nu știu, proba la informatică sau proba la matematică, cumva fiind asemănătoare cu ceea ce se face la robotică, care este diferența dintre cele două? Cred că cea mai mare diferență este faptul că la robotică pierzi sau câștigi ca o echipă. Se pune foarte mult accent pe colaborare, pe modul în care reușești să te coordonezi în echipă și reușești să muncești și să te menții pe poziție. Pe când la olimpiadele școlare, știi și tu foarte bine, este cât lucrezi tu singur individual acasă și cum te comporți tu ca individ în ziua olimpiadei. La echipele de robotică, dacă ai o zi mai proastă, dar ai coechipieri puternici, te vor ajuta să te ridici și să funcționați ca lumea. Și practic este vorba despre puterea echipei, exact. Modul în care colaborează toți membrii echipei, astfel încât rezultatul final să fie într-adevăr unul de excepție, cum l-ați obținut și voi, Inspire 1 chiar. Și astfel să puteți împreună să obțineți ceea ce vă doriți, chiar dacă poate, nu știu, unul dintre coechipieri are o zi mai proastă, se întâmplă. Într-adevăr, și nu se poate ridica chiar la nivelul așteptărilor, ceilalți să vină să recupereze, să uite, hai că-ți poate, hai că... Și așa mai departe. Într-adevăr, acum haideți să vorbim puțin despre succesul pe care l-ați avut voi în cadrul regionalei și aș vrea să te întreb, care consideri tu că a fost cheia succesului? Cum anume ați putut să parcurgeți tot sezonul acesta până în momentul regionalei, astfel încât să deveniți o echipă performantă, o echipă care are rezultatele maxime așteptate? Noi ne-am propus acest obiectiv încă de la începutul sezonului și ne-am făcut un plan bine stabilit cu evenimente, obiective pentru robot și ne-am ținut de acest plan și cred că asta este cheia succesului de la regională. Pe mai departe ne dorim să ajungem anul acesta la Houston, adică să ne calificăm la mondiale, la normarețe. Dar acest premiu obținut în cadrul regionalei, deși ne dă ideea că suntem pe drumul cel bun. Doza aia de curaj. Exact. Care este nevoie, după atâta muncă mai ales. Nu garantează nimic. Noi trebuie să continuăm să muncim și să ne respectăm acel plan pe care l-am stabilit la începutul sezonului. Într-adevăr. Și acum, vorbind puțin, nu știu, în comparație cu celelalte echipe, câte echipe au participat la regională? 52. Sunt anul acesta o noutate.
Înainte se țineau doar două regionale, împărțeam practic harta în două, nord și sud. Anul acesta sunt patru ligi, fiecare cu aproximativ 50-60 de echipe, la București au fost 52. Deci avem undeva în jur de peste 200 de echipe, da, în toată așa. România participante și doar 3 se califică la etapa mondială în, da, Houston, ai spus mai devreme. Super, și din cele 52 participante la regională, care crezi tu că a fost, nu știu, motivul pentru care v-ați diferențiat voi și ați reușit să obțineți Inspire 1 față de celelalte echipe? Inspire 1 este un premiu care înglobează toate valorile first. Echipa trebuie să dea dovadă de mai ales colaborare, de o valoare foarte importantă în cadrul acestei competiții de robotică este gracious professionalism, adică să dai tot ce ai tu mai bun, să fii cea mai bună versiune a ta, dar fără ai da pe adversarii tăi la o parte într-un mod urât, practic să fii fair play. Și cred că asta a contat foarte, foarte mult, pentru că noi am încercat mereu să ajutăm echipele care au avut nevoie în cadrul regionalei, chiar dacă era posibilitatea să ne fie adversari în timpul meciurilor. Un alt lucru foarte important sunt interviurile cu jurații. Și acolo din nou am dat dovadă de colaborare în cadrul echipei. Fiecare membru al echipei a avut câte ceva de spus, de adăugat la povestea aceasta a echipei pe care noi tot o țesem. Și cred că și asta a contat foarte mult. Au văzut că suntem uniți și că practic reprezentăm într-adevăr valorile first. Continuare, ideea de echipă. Ideea care se susține astfel încât să fie obținut rezultatul cel mare, rezultatul dorit. Și ai vorbit mai devreme puțin despre modul în care fiecare echipă încearcă să colaboreze și cu celelalte și chiar dacă poate în cadrul unui meci veți fi adversari, înainte este foarte important să colaborați și să încercați să vă ajutați cumva unul pe celălalt. Și voiam să te întreb, cât de important este acest aspect, colaborarea între echipele First Challenge, pe parcursul sezonului, în timpul regionalei, în timpul naționalei și așa mai departe? În primul rând, această competiție, înainte de a fi văzută ca o competiție, trebuie văzută ca un mod de a te dezvolta. Tu ca individ, ca participant într-o echipă de robotică. Deci asta ar trebui să fie primul tău scop și apoi să obții un premiu. Așa că echipele se ajută între ele, să știi. Au apărut din ce în ce mai multe echipe noi care s-au înscris anul acesta în competiție și noi mereu încercăm să venim în întâmpinarea lor, să le oferim sfaturi legate de la programare sau construcția unui robot până la organizare de evenimente, outreach sau cum să obțină funduri, pentru că și asta este un aspect foarte important. Mai ales că fiind echipe noi, bănuiesc că au nevoie de sprijinul celor care au experiență în acest domeniu, au experiență în cadrul concursului First Challenge. Și noi, la rândul nostru, atunci când noi suntem de 8 ani de zile în competiție, încă din primul sezon când a apărut First în România, dar și noi la început, tot așa, am primit ajutor de la echipe din afară care aveau deja experiență. Mă bucur foarte mult să aud acest aspect. Mi se pare foarte interesantă toată această colaborare. Este un aspect care trebuie într-adevăr promovat. Acum, haideți să ne focusăm puțin pe partea de robot. Mm-hmm. Pentru că ați avut într-adevăr un robot performant. Un robot care a obținut rezultatele cele dorite. Și vreau să te întreb, ce sisteme se diferențiază sau cum anume ați reușit să obțineți acele rezultate pe teren? Pentru că ați avut meciuri câștigătoare. Ok. În primul rând, lumea trebuie să înțeleagă tema pe care robotul a trebuit să o îndeplinească anul acesta. S-a bazat foarte mult pe introducerea artei în STEM, știință, tehnologie, inginerie și matematică. Așa că terenul de joc a fost construit astfel încât să arate ca o scenă de teatru în miniatură. Roboții trebuiau să ia anumite piese în formă de hexagon, ele se numesc pixeli, și să le plaseze pe niște table care sunt poziționate la un unghi de 60 de grade. Deci robotul vine, ia pixeli, îi plasează pe tablă, iar pe mijlocul terenului sunt niște bare pe sub care robotul trebuie să treacă. După ce am văzut tema de sezon, noi, ți-am spus, am lucrat foarte mult pe obiective, am încercat să fim cât mai organizați anul acesta. Și principalele obiective pe care ni le-am setat pentru robot au fost să poată trece pe sub aceste obstacole fără probleme, adică să avem un robot cu înălțime redusă, sub 30 de centimetri, care este înălțimea la care sunt poziționate barele.
De asemenea, să putem manipula câte 2 pixeli în același timp pentru a face cât mai multe puncte și să creăm un sistem de plasare pe tablă care să fie cât mai precis. Pentru că ordinea în care pixelii sunt plasați pe tablă poate aduce puncte suplimentare, deci e foarte important să avem această precizie. Am înțeles. Toată partea aceasta tehnică mi se pare foarte interesantă și modul în care fiecare piesă cumva apare parte dintr-un puzzle, pentru că la final meciul să fie unul câștigător, unul care să aducă reușita echipei. Și tot pe partea aceasta de meciuri, care este atmosfera unui meci sau cum anume se desfășoară? Știu că sunt și anumiți driveri care folosesc, mă rog, o consolă, un controller și, mă rog, deplasează practic robotul. Și nu știu, este stresant pentru ei sau cum anume este tot acest meci, cum se desfășoară? Eu personal n-am fost niciodată driver în cadrul echipei, însă din ce mi-au povestit ei, ei nu aud galeriile din spate. Ei văd doar terenul, robotul, consola din mână și traiectoria pe care robotul trebuie să o urmeze. Sunt focusați cumva pe ce au ei de făcut. Sunt atât de focusați că nu aud. Uneori se mai strigă din public la driver modul în care să placeze un pixel sau ce acțiune să facă și lumea din public se supără că vai, cum adică, de ce n-ai făcut, că eu am strigat la tine. Dar ei pur și simplu nu aud pentru că concentrarea e la cote maxime în momentul în care ei sunt în meci. Ai menționat mai devreme de galerie, de gălăgie, e exact ca la un meci de fotbal, mă gândesc, sau cum? Exact ca la un meci de fotbal. În cadrul unui meci sunt două alianțe rivale, Alianța Roșie și Alianța Albastră. Și de o parte și de alta a terenului avem și galeria de la Alianța Roșie și galeria de la Alianța Albastră. Sunt tot felul de scandări, de poezioare care se spun, banere, steaguri, tobe, e foarte, foarte faină atmosfera. Mi se pare foarte interesant și, într-adevăr, este un aspect care trebuie promovat, astfel încât cât mai multe persoane să cunoască concursurile First Challenge FTC, astfel încât să poată să meargă chiar și în calitate de vizitatori, să vadă standurile, să vadă meciurile, să vadă exact toată atmosfera de acolo pe care ai descris-o tu mai devreme. Asta e și frumusețea, știi că discutam, m-ai întrebat la început diferența dintre First Tech Challenge și Olimpiada Școlară. La Olimpiada Școlară degeaba ai vizitatori, că nu vine nimeni să se uite cum scrii cu pixul pe foaie. Dar aici oamenii din exterior chiar sunt încurajați să vină, să descopere această lume a tehnologiei, a roboticii, să se uite la standurile echipelor. Acolo vei găsi întotdeauna pe cineva dispus să-ți explice cum se desfășoară un meci sau cum funcționează sistemele de pe robot, dacă ești pasionat. Și chiar este încurajat acest lucru. Practic, vezi în momentul în care te duci acolo în calitate de vizitator tot ceea ce au reușit echipele să facă pe parcursul sezonului în 2-3 zile cât durează regionala, astfel încât atât la stand cât și pe terenul în care se desfășoară meciurile, vezi concret, uite, echipa a reușit să facă un robot performant la nivel de stand, a reușit să aibă un stand colorat, un stand frumos, amenajat și așa mai departe. Cum la nivel de stand, pentru că tot vorbeam de subiectul acesta, vreau să te întreb, ce ți se pare ție cel mai important? Sau ce anume trebuie concret să aibă un stand care să fie unul apreciat de jurați? Trebuie să atragă, în primul rând, să atragă privirea celor care se plimbă pe acolo. Noi la stand avem întotdeauna un banner, avem roll-up-uri prin care promovăm atât deviza echipei. Cea de anul acesta este inspirație prin educație, pentru că prin toate proiectele pe care le desfășurăm ne dorim să fim o inspirație pentru copiii din România, dar și pentru echipele participante la această competiție. Și fiecare echipă poate aduce un joc de stand, muzică, culori, stegulețe, tot felul de LED-uri colorate, am văzut că au prins amploare anul acesta, stickere din care mai de care mai amuzante. Cât e frumos sună. Da. Într-adevăr, un aspect care trebuie promovat și chiar încurajăm tinerii și adulții care își doresc să descopere tot acest univers al roboticii să meargă concret și să vadă tot ceea ce se întâmplă acolo. Deși este o competiție, se simte foarte mult distracția. Fun este una dintre valorile First de care spuneam un pic mai devreme și chiar se simte.
Mă bucur foarte mult să aud acest aspect și faptul că, într-adevăr, o competiție și un concurs poate să reprezinte un anumit aspect care să strânească distracția printre participanți, printre cei care vin acolo doar să vadă vizitatorii și așa mai departe. Acum, haideți să ne întoarcem puțin la tot procesul prin care ați trecut voi ca echipă. Toți pașii pe care tu, în calitate de lider, i-ai modelat cumva, astfel încât la final să obțineți acel rezultat performant. Și aș vrea să descrii puțin toată activitatea echipei de la începutul sezonului, cum anume v-ați organizat și totul pe partea aceasta. Ok. Anul acesta organizarea a fost un aspect foarte important, pentru că fără organizare nu cred că poți ajunge la rezultate. Nici pe plan personal, dar nici ca echipă de robotică. Noi folosim un sistem bazat pe calendare. Câte un calendar pentru fiecare dintre cele patru departamente ale echipei. Avem două departamente de tehnic, inginerie și programare, și două de non-tehnic, evenimente și editorial, cei care se ocupă cu scrierea portofoliului, adică practic ei documentează toată activitatea echipei de la ziua zero până la ultima competiție. În fiecare dintre aceste calendare, noi le avem mari, puse pe pereți ca să le vadă toată lumea, intră în cameră, știi ce ai de făcut. Ne setăm obiectivele, adică în ziua X am determinat, evenimentul, descris despre evenimentul acesta. Și apoi mergem înapoi, cum ar veni, dând task-uri fiecăruia dintre membrii departamentului. Astfel, urmărind acel calendar, fiecare membru al echipei are câte o culoare desemnată și intră în cameră, vede calendarul, știe exact ce are de făcut în ziua respectivă. Într-adevăr, un sfat chiar de urmă, mi se pare foarte interesant modul acesta de abordare al ideii de organizare a unei echipe. Și tot pe partea aceasta, voiam să te întreb, care este secretul tău de leadership, modul în care ai reușit să conectezi toată echipa și să faci într-adevăr să fie o echipă unită? Pentru că știm cu toții, într-o echipă sunt mai multe personalități, fiecare este diferit, de la om la om avem percepții diferite. Cum anume ai reușit să-i faci pe toți să fie uniți și să lucreze ca o echipă? Ce cred că m-a ajutat pe mine foarte mult este că sunt o persoană empatică. Întotdeauna încerc să-l înțeleg pe cel din fața mea. Astfel, urmăresc foarte atent toți membrii din echipă. Le știu punctele forte, punctele slabe, astfel încât să pot să acord task-uri care să le facă plăcere în primul rând, dar să ajute și echipa. Și mai ales urmărind persoanele, urmărind dezvoltarea lor, pot să-i ajut atunci când se simt demotivați, pentru că la un moment dat munca, oboseala, frustrările și de acasă se simt. Așa că încerc întotdeauna să iau deoparte, să discut separat cu ei ca să înțeleg ce îi motivează și cum îi pot ajuta ca să revină pe drumul cel bun. Pentru că, într-adevăr, dacă una dintre persoanele echipei este ajutată, la final, tot echipa va avea de câștigat, pentru că dacă ea vine și contribuie cu un anumit task îndeplinit, un anumit proiect pe care ea l-a făcut, la final, echipa va fi una de succes. Exact. Acum să ne întoarcem puțin la experiența de regional, experiența unui campionat First Tech Challenge și voiam să te întreb, cum anume ai simțit tu toată această perioadă, în calitate de participant, în calitate de lider al unei echipe? A fost stresant? A fost plăcut? Cum anume ai perceput toată această activitate? Fix când m-am întors de la regională, discutam cu niște prieteni și le spuneam că eu am avut ocazia să particip la... Eu sunt de 3 ani în echipă și în toți acești ani eu am văzut diferit competițiile First. În primul an mi s-a părut totul foarte distractiv. Am mers pe la standuri, am jucat toate joculețele, am adus acasă o pungă plină de stickere și insigne. Atunci vedeam competiția din prisma unui voluntar într-o echipă de robotică. În anul următor, când am fost clasa a 10-a, responsabilitățile au crescut, am fost liderul departamentului de inginerie. Mi s-a părut foarte stresant, trebuia să fiu mereu acolo prezentă, să fac mici reparații la robot atunci când se strica ceva după meciuri.
Dar anul acesta cred că mi-a plăcut cel mai mult, fiind capitanul echipei, am reușit să mă implic în toate departamentele echipei și am văzut totul așa în ansamblu. Am participat la interviurile cu jurații, ceea ce anul trecut nu am avut ocazia și mi se pare extraordinar să poți să le povestești toată munca pe care ai depus-o de-a lungul sezonului. Și, bineînțeles, la final, când s-a anunțat și premiul, mândria... bucuria a fost într-adevăr una de nemăsurată bucurie, într-adevăr. Ok, și povestea mai devreme despre acele interviuri cu jurații, cum sunt, cum se desfășoară? Trebuie să sintetizezi cumva toată activitatea, mă gândesc, sau cum anume este acel interviu concret? Sunt de două tipuri. La început, înainte să înceapă meciurile, fiecare echipă este chemată într-o cameră, așa separat, cu o comisie de 3-4 jurați, în care echipa are 5 minute la dispoziție să se prezinte pe scurt, ce să puncteze, ce consideră că o scoate în evidență, ca acel wow factor. După care primești întrebări de la jurați. Apoi se jurizează performanța la stand și cum funcționezi tu ca o echipă. Sunt jurați care se plimbă pe la standuri, vin, îți pun întrebări, dar nu este făcut într-un mod rigid, ca și cum te-ar asculta la școală la o materie. Jurații vor fi întotdeauna acei oameni prietenoși care te laudă, care îți spun, vai, ce frumos ai făcut, chiar dacă nu este neapărat așa. Dar ca să-ți mai scadă așa un pic din emoții și să te ajute pe tine să te deschizi. Într-adevăr, mi se pare foarte interesantă toată această activitate și mai ales modul în care trebuie să se sintetizeze toată informația, toate activitățile acelea multe pe care le-ați tot făcut de-a lungul sezonului și prezentate într-un discurs sau în cadrul răspunsurilor la acele întrebări, astfel încât jurații să fie convinși că, uite, echipa respectivă chiar a muncit sezonul acesta și chiar a reușit să puncteze anumite puncte forte și merită, într-adevăr, premiul cel mare sau cel puțin un premiu de apreciat. Acum aș vrea să mergem pe partea de departamente. Știu că ai punctat puțin mai devreme că aveți două departamente de non-tehnic și două de tehnic, dacă poți să le repeți puțin. Sigur. Tehnic, inginerie și programare se ocupă de construcția și programarea robotului și de non-tehnic, care este o parte foarte, foarte importantă în cadrul unei echipe de robotică. Chiar deviza competiției este mai mult decât robot. Deci trebuie să te implici în comunitate, trebuie să creezi evenimente. Și departamentele de non-tehnic sunt cel de evenimente în care creăm inițiative, creăm evenimente pentru comunitatea, în special prahoveană. Acum dorim să ne extindem și la nivel național. Și editorial, care se ocupă de documentarea activității echipei. Într-adevăr, și m-am uitat și eu pe Instagramul vostru, mi-am făcut puțin research-ul înainte de acest podcast și am văzut o mulțime de inițiative, dintre care am selectat ceea ce mi s-a părut mie puțin mai important așa și aș vrea să le trecem în revistă, să ne povestești puțin despre fiecare. Sigur. Și aș vrea să începem cu Inspiration to Education, un proiect pe care am observat că l-ați făcut pentru mediile defavorizate. Un aspect care mi s-a părut foarte, foarte important, care mi-a atras mie cel puțin atenția. Povestește-ne puțin despre proiect. Prin acest proiect am reușit, cred că este unul dintre proiectele care îmi place cel mai mult. Se află la a doua ediție, adică l-am început anul trecut și îl continuăm până în prezent. Am reușit să colaborăm cu 60 de școli din județul Prahova și județul și Dâmbovița, prin care am manufacturat experimente de fizică, acele planuri înclinate de la zero, și am printat 3D molecule de chimie. Pentru că noi la LMV, spre exemplu, avem oportunitatea de a lucra și practic. Dar sunt unele școli în care se pune accentul doar pe teorie și este mult mai greu să înțelegi dacă nu poți să faci un experiment sau nu poți să vizualizezi sau să pui mâna pe aceste molecule. Într-adevăr, este o mare problemă a sistemului de învățământ românesc. Modul în care trebuie să înveți cumva doar
văzând într-o carte imagini cu un anumit experiment sau o anumită figură și așa mai departe, în loc să poți tu concret să vezi fizic, uite cum se întâmplă, nu știu, cu planul înclinat despre care vorbeai tu mai devreme. Da. Exact, efectiv cum se întâmplă acel experiment. Ok, haideți să continuăm cu proiectele. Vreau să le trecem în revistă și pentru că mi se pare foarte important ca cei care se uită la acest podcast să poată concret să vadă care sunt oportunitățile pe care voi, ca echipă de robotică, le oferiți comunității. Oportunități în care se pot și ei implica, astfel încât să descopere ce înseamnă robotica, ce înseamnă STEM-ul și așa mai departe. Știu că aveți și un cont eco, un cont de ecologie prin intermediul căruia promovați partea aceasta. Acest cont a fost creat la inițiativa unei membre din departamentul de evenimente, care are o pasiune pentru zilele naționale. Spre exemplu, Ziua Națională a Urșilor Koala sau Ziua Națională a Strânge Gunoiul. Și venea la noi și ne tot spunea, uite, astăzi este Ziua Națională a Îmbrățișării, habar n-am. Și de acolo ne-a venit ideea să creăm acest cont prin care să promovăm diferite zile naționale legate de ecologie, în care menționăm ziua, menționăm de ce este importantă și câteva fun fact-uri despre acel subiect. A prins destul de bine la public, l-am promovat și prin intermediul unui atelier practic în care participanții au avut ocazia să transforme peturile de plastic în filament și să printeze 3D brelocuri pe care să le ia și acasă. Avem acum în jur de 200 de urmăritori cu care colaborăm. Foarte, foarte tare, într-adevăr. Și uite cum de la o singură persoană care are o pasiune pentru un anumit aspect, se poate ajunge la o inițiativă atât de mare, care să impacteze atât de multe persoane. Și într-adevăr, să aibă un impact pozitiv asupra comunității, să poate să dezvolte o anumită latură în tot ceea ce înseamnă comunitate, ecologie și așa mai departe. Un alt aspect important care mi s-a părut este chiar podcastul vostru, știu că aveți și voi unul, Brave Around the World, dacă nu mă înșel, așa se cheamă? Da. Povestește-ne puțin de unde a pornit inițiativa. L-am început anul trecut și inițial consta doar în conectarea cu echipe din afară, ca să vedem diferența dintre First România și First Libia sau First Kazakhstan. Să vedem dacă diferențele de cultură se simt sau nu și în cadrul competiției. Să știi că nu chiar. În mare parte gândim la fel cei din First. Iar anul acesta am decis să arătăm și poveștile echipelor din România, care fac lucruri chiar foarte mișto, au proiecte de impact pentru comunitățile lor și care merită promovate. Foarte tare, într-adevăr. Îmi place foarte mult să aud astfel de inițiative, tipul acesta de podcast, prin intermediul cărora anumite persoane, anumite echipe pot să vină să povestească, să împărtășească din experiențele lor, astfel încât să fie, într-adevăr, vizualizate pe YouTube, pe diferitele rețele de socializare pentru comunitate. Să poată concret omul să intre, uite, mă uit la podcastul ăsta și aflu. Am aflat aia, în cadrul roboticii se întâmplă, X, Y, Z și așa mai departe. Știu că aveți și o echipă de First Lego League, FLL, o echipă mai micuță de copilași de gimnaziu. Povestește-ne și despre ea. Este în parteneriat cu Eurospirit. Da, este în parteneriat cu Asociația Eurospirit, căreia trebuie să-i mulțumesc, pentru că altfel nu am fi reușit să fondăm această echipă și să ajutăm copiii de gimnaziu să intre în lumea asta First, care e chiar diferit față de tot ce se învață la școală. Sunt 12 membri ai echipei, care construiesc și programează roboți din Lego și au creat și un proiect de inovare, o aplicație care chiar funcționează, prin care îi ajută pe utilizatori să învețe bazele designului grafic. Ceea ce mie mi se pare... Copilașii de gimnaziu au reușit să aibă o astfel de inițiativă, un astfel de proiect de impact? Mie mi se pare că sunt foarte diferiți față de cum eram noi la vârsta lor. Sunt mult mai deschiși, mult mai caut informații pe internet, se implică.
Se simte diferența între generații, bănuiesc, nu? Chiar da. Super, foarte interesant modul în care vă implicați și pe partea aceasta de copii de gimnaziu, copii mai micuți și încercați să să impactați și pe ei cu partea aceasta de STEM, de First Tech Challenge, să inițializați cumva în domeniul acesta de First. Da. Acum ne focusăm așa un pic mai mult pe echipa de Lego pentru că se apropie și regionala lor. Să sperăm că vor ieși și ei la fel de performanți. Asta ne dorim, deși e primul lor an, eu cred că dacă se țin de treabă ca până acum, au șanse să se califice la națională. Cu siguranță și vă ținem pumnii. Sperăm să iasă la fel de victorioși. Mulțumim! În continuare știu că aveți și niște workshop-uri, niște evenimente pe care le organizați. Vește-ne puțin despre ele, unde anume se desfășoară, astfel încât cei care se uită să poată să știe. Uite, dacă vreau să aflu despre robotică, pot să mă duc în X loc, la X oră și așa mai departe, astfel încât să pot să învăț concret. Sunt aceste workshop-uri de care ai menționat, sunt adresate atât elevilor de gimnaziu cât și elevilor de liceu. Deja ne-am extins un pic aria. Sunt făcute în colaborare cu Biblioteca Județeană Nicolae Iorga, care ne pune la dispoziție spațiul unde să ne putem desfășura activitățile. În fiecare vineri, pentru elevii de gimnaziu și poate chiar clasa a patra, am mai avut participanți și s-au integrat foarte bine, sunt cursuri de programare și construcție cu piese de Lego, în fiecare vineri de la ora 3 la Biblioteca Nicolae Iorga. Și noutatea, am început de două săptămâni, RoboHub Academy este un centru, primul centru de fapt dedicat tehnologiei și științei din Prahova, deschis liber pentru liceeni. Aici o să trecem ușor prin toate departamentele unei echipe de robotică. În primul curs au învățat cum să construiască un șasiu, în al doilea cum să programeze folosind Java, ceea ce facem noi la robotică. O să înveți să facă design de tricouri, design de caiet, folosind InDesign, proiectare 3D și programare orientată pe obiecte. Aceste cursuri se desfășoară până undeva în aprilie, în fiecare joi de la 3:30 până la 5, tot la Biblioteca Nicolae Iorga. Foarte tare! Deci, practic, vine tânărul din orașul Ploiești sau din Prahova, concret, și poate să vadă ceea ce se întâmplă într-o echipă de robotică, să treacă prin toate departamentele, astfel încât să fie ulterior, dacă își dorește, de la începutul sezonului, care zic că începe la... Pe 9 septembrie. Așa, dacă își dorește să intre într-o astfel de echipă, să aibă deja o experiență și să știe. Uite, eu îmi doresc în departamentul ăsta, am trecut prin anumiți pași, știu, am o bază pe care am aflat-o în cadrul acestor cursuri. Foarte tare! Exact. La echipa mare mai puțin, dar la echipa de Lego chiar am avut, în momentul în care s-au făcut recrutările și s-au susținut interviurile, m-am bucurat să văd foarte mulți dintre copiii care au venit înainte la atelierele pe care noi le susținem. Și chiar dacă unii nu au intrat în echipă, asta nu i-a descurajat și ei continuă să vină săptămânal la ateliere pentru a învăța ce se predă. De ce înseamnă cu adevărat pasiunea și modul în care prin anumite workshop-uri poți să ai un impact pozitiv asupra comunității și să-i determini pe tineri să descopere și diferite laturi față de ceea ce te studiază în mod normal la școală. Programare orientată pe obiecte, ingineria, mai spus mai devreme despre șasiul pe care l-au construit ei și așa mai departe. Știu că aveți și o platformă, Masterplan se numește. Povestește-ne puțin cu ce se ocupă. E tot o noutate din ce am văzut eu pe Instagramul vostru. Este o platformă pe care am inaugurat-o anul acesta. Ideea ne-a venit în urma podcastului Brave Around the World pe care îl creăm. Multe dintre echipele cu care am discutat s-au plâns că există evenimente organizate de alte echipe pe care ele le ratează, pentru că majoritatea echipelor își promovează inițiativele și evenimentele
pe Instagram. Și fiind 200 de echipe de robotică în România, uneori se mai pierde informația. Concret, Masterplan este o platformă prin care o echipă de robotică își face un cont și poate încărca evenimentele pe care le organizează, platforma, sortându-le automat în funcție de mai multe criterii, evenimente fizice, evenimente online, webinarii, hackatoane, depinde de ce căsuțe bifează echipa. Super interesant, o inițiativă de admirat, mai ales pentru că concentrează cumva toate evenimentele care se întâmplă în cadrul comunității First. Și concret, persoana care accesează platforma poate să vadă, uite, mă duc acolo, la ora X, se desfășoară evenimentul organizat de echipa de robotică. Super! Și ai vorbit mai devreme și despre conexiunea aceasta pe care o echipă de robotică o dezvoltă în cadrul comunității. Și vreau să te întreb despre parteneri. Cu cine anume colaborați? Că bănuiesc în cadrul workshop-urilor și evenimentelor pe care le desfășurați, aveți anumite persoane care vă ajută din cadrul anumitor organizații, asociații și așa mai departe. Cele mai importante parteneriate pe care le-am încheiat anul acesta sunt cu Asociația Aerospirit, care ne ajută pe partea de promovare și de organizare a echipei de Lego. Am încheiat un parteneriat pe 4 ani de zile cu Universitatea Petrol și Gaze din Ploiești. Am organizat deja în luna octombrie primul eveniment în colaborare cu ei, Robotica, care a fost cel mai mare târg de știință și tehnologie din Ploiești. Și sperăm că în vară vom mai organiza un alt eveniment în colaborare. Colaborare cu compania Timken, care ne ajută să creăm workshop-uri destinate copiilor, cu Biblioteca Nicolae Iorga, unde avem acele ateliere săptămânale. De asemenea, un alt parteneriat de menționat este cel cu școala unde învăț, Colegiul Național Mihai Viteazu, care mereu ne-a susținut toate proiectele. Urmează să, începând de săptămâna viitoare, să în colaborare cu școala, să organizăm ore un pic altfel. Cu ajutorul ochelarilor VR, copiii de clasele gimnaziale vor avea ocazia să vadă concret o oră. Practic, nu știu, la istorie, dacă învață despre al doilea război mondial, cu ajutorul acestor ochelari VR, ei chiar vor putea participa la o luptă. Super interesant, mi-aș dori și eu să am astfel de oportunități, să fac astfel de ore, să văd, uite, învățam Ion astăzi la română și să pot concret să vizualizez exact cum s-a desfășurat, ce scrie în romanul respectiv și așa mai departe, să văd. Da, apropo de generațiile noi care au mai multe oportunități, pe vremea noastră chiar nu existau astfel de inițiative. Mamă, cum sună! Da, foarte tare! Acum, pe partea de pasiune, pentru că, într-adevăr, o echipă de robotică și toată activitatea pe care tu o desfășori în cadrul echipei de robotică te ajută să-ți descoperi sau să-ți îmbunătățești o anumită pasiune. Consideri că activitatea într-o echipă de robotică te poate ajuta, nu știu, să îți găsești domeniul pe care vrei să-l studiezi la facultate, poate chiar o facultate sau un viitor job? Cred că da. Majoritatea oamenilor, elevilor de fapt, care intră într-o echipă de robotică știu deja ceea ce vor să facă. Se duc pe o facultate tehnică, iar activitatea pe care o desfășoară în cadrul echipei de robotică îi ajută să își dezvolte skillurile pe partea de tehnic. Însă sunt și oameni ca mine care au intrat în echipă cu o idee în minte. Eu credeam că o să mă duc la Politehnică pe automatică și calculatoare. În primul an am intrat în echipă ca voluntar pe departamentul de programare. Mai apoi mi-am dat seama că de fapt nu mă atrage atât de mult și m-am mutat pe departamentul de inginerie, unde mi-am descoperit pasiunea. Acum o să mă duc în continuare la Politehnică în București, doar că pe partea de robotică industrială, mecanică și mecatronică. Deci,
Da, uite modul în care activitatea dintr-o echipă de robotică poate influența și te poate ajuta să descoperi într-adevăr ceea ce îți face plăcere să faci. Cu banii cum stați? Știu că sunt foarte, foarte scumpe acele piese pe care voi le puneți în cadrul robotului, mai ales dacă este, dacă vă doriți ca robotul să fie unul performant, care să aibă rezultate pe teren, este nevoie să puneți mai multe motoare sau nu știu exact cum funcționează, să fie un robot care să aibă o sumă destul de costisitoare, să spunem așa. Da. Sunt piese specializate pe care le putem aduce doar din America, cu care avem voie să participăm în competiție și de asemenea piese făcute custom la CNC tăiate din placă de aluminiu. În principiu, structura robotului folosește acest proces. De asemenea, electronică, tot ce înseamnă baterii, motoare, cabluri de pe robot costă bani și evenimentele. Organizarea lor, tipărirea, de fapt, aici am mințit un pic. La partea de tipărire, mulțumim foarte mult ziarul Ploiești, pentru că fără ajutorul lor nu am fi reușit să imprimăm toate roll-up-urile, bannerele, stickerele pentru a ne, și toate materialele promoționale în principiu, care ne-au ajutat să avem un stand bine pus la punct la competiție. Cât despre bani, sponsorii pe care am reușit să-i aducem sezonul acesta ne-au ajutat foarte mult în desfășurarea activității noastre, însă de bani este în continuare nevoie. Orice mic ajutor, chiar și acel 3,5% din impozit care se poate dona, chiar fac diferența. Cu siguranță, mai ales că este o cauză care într-adevăr poate schimba viitorul tinerilor, care poate avea un impact într-adevăr pozitiv asupra întregii comunități. Mai ales că voi faceți o mulțime de... deschideți cumva o mulțime de uși pentru tinerii din comunitate. Încercăm! Cu siguranță, mai ales pe partea STEM, pe partea de comunitate First, încercați să introduceți cumva valorile pe care First le promovează în cadrul comunității, astfel încât toți tinerii să poată cumva să descopere ceea ce se întâmplă în cadrul acelor competiții la care voi participați. Super! Acum haideți să vorbim despre națională. Urmează, se apropie din ce în ce mai mult. Ce planuri aveți? Care sunt obiectivele voastre? Obiectivul rămâne același, să repetăm performanța de la regională și să ne putem califica la mondială. Dar până acolo mai sunt 7 săptămâni de muncă intensă, în care vrem să îmbunătățim robotul, vrem să îmbunătățim autonomia acestuia și performanța lui în meci, dar și să creăm evenimente de impact. Ne-am extins podcastul, despre care îți spuneam mai devreme, către echipe care au câștigat Inspire în anii anteriori, pentru a afla despre experiența lor, a face acest schimb de experiență, poate să ne ajute cu sfaturi. Încercăm să ajungem din nou la cât mai mulți copii din comunitatea prahoveană prin acel eveniment cu VR, care se numește Vreau să învăț. Cursurile pe care le desfășurăm săptămânal și mai este un eveniment surpriză, dar o să aflați despre el de pe rețelele de socializare. Un pic așa, un mic spoiler. Da. Are legătură cu arta și cu introducerea roboticii în artă și mai degrabă a competiției First. Foarte interesant. Sună ceva ce chiar îmi doresc să descoper. Chiar sunt curioasă. Ok, și tot pe partea de viitor, aș vrea să te întreb, cum veți continua toate aceste proiecte? Pentru că, într-adevăr, va trece naționala, cu siguranță și vă urez succes să ajungeți și la etapa mondială, la Houston, dar pe viitor, cum vreți să aveți în continuare un impact asupra comunității? Pentru că sezonul nu se termină în momentul în care ajungem la Houston. Da, bineînțeles. Pe viitor, cum veți continua toate proiectele? Cum veți continua să aveți același impact asupra comunității? În primul rând, inițiativele pe care deja le-am creat, ele vor continua, pentru că dacă ceva ajută comunitatea, dacă ceva ajută copiii să învețe, să fie mai aproape de domeniul STEM, ar fi absurd să oprim acea activitate. Vom face în continuare
activitățile la bibliotecă și pe vară ne dorim să creăm așa ca o tabără de robotică pe 2 săptămâni în care copiii pot să vină și într-o manieră lejeră așa de vară să învețe despre ce înseamnă să faci parte dintr-o echipă de robotică first. Cu siguranță ceva ce chiar îmi doresc să, chiar mi-aș fi dorit să pot să am parte când eram puțin mai micuță. Teodora, îți mulțumim foarte mult pentru toate informațiile pe care ni le-ai împărtășit și vă doresc succes atât la etapa națională cât și Doamne ajută să putem să aducem Ploieștiului acea etichetă cum că au ajuns echipe din Ploiești și la etapa mondială la Houston. Și îți mulțumim din nou pentru toate informațiile pe care ni le-ai împărtășit, iar celor care au vizionat acest podcast, ne dorim să îi determinăm să ne urmărească și pe rețelele de socializare. Avem pagină de Instagram, pagină de TikTok și de Facebook, Ploieștiul nostru, și vă așteptăm cu o mulțime de oportunități și acolo și de informații. Și până data viitoare, vă urăm la revedere!